Tu ai piesa asta de câțiva ani? Am piesa asta de când trăia mama mea și am luat... Fac meseria asta, în primul rând.
deși par un om foarte puternic sau poate sunt o luptătoare, sunt într-adevăr, și viața m-a determinat să lupt pentru că eram foarte sărace, mama a fost un mare sprijin. Deci mama m-a împins de la spate. De multe ori poate am vrut să renunț. De multe ori, îți spun sincer, Mihai, ca și oricare om care face carieră, te lovești de multe lucruri, poate nedrepte, poate, mă rog, ai diferite stări. Și am vrut să renunț, dar mama tot timpul a știut mama ce să-mi spună. Stând în pat, neieșind în lumea asta, nemirosind-o, necunoscând-o, mie mi se pare că atunci când ești rupt, ca și un călugăr, știi? Un călugăr are o viziune mult mai clară asupra realității decât o avem noi. Pentru că noi trăim în realitate, noi nu vedem ansamblu. Așa era mama ta. Cred că vedea mult mai bine lucrurile de acolo, mult mai... din chilia ei, din cămăruța ei. Și vrei să spun ceva? Noi tot timpul noi nu ținem cont de un singur lucru. Când eram supărată că suntem fete, am celulită, sunt grasă, nu știu cine ce a spus, l-a făcut așa, l-a adresat așa, pentru că sunt un om sensibil și nu pot să zic că pun tot la suflet, dar îți dai seama că multe lucruri s-au scris și s-au spus neadevăruri mari despre mine, dar așa se uita mama și îmi spunea: auzi, tu te-ai putut trezi azi dimineață? Da. Ai mers, da? Vezi, da? Și așa mai, adică îmi dădea niște exemple. Noi suntem supărați sau câteodată nu vedem ceea ce este esențial în viață. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce avem. Pentru că, uite, stând și uitându-mă la poze, aș da orice. Știi că au fost, sunt multe filme care dai timpul înapoi, nu știu, astăzi 13, mâine 30, mai sunt filme dintre astea, nu știu dacă ai văzut, în care dai timpul ori înainte, ori înapoi. Aș da orice să fiu, când era Maria mică care plângea de mă, zăpăcea la cap, pe toată lumea zăpăcea când da, aoleu. Aș da oricât să fie ca acum 8 ani de zile. Când înțelegi? Plângea Maria. Aveam două pisici, doi căței, mama, George, poate probleme. Atâta vreau să te mai întreb. Cu ce ai înlocuit-o? Nu cu cine, e imposibil. Cu ce ai înlocuit-o pe mama? Motivația pe care ți-o dădea ea? Da, deci multe momente grele. Căldura ei. Mi-aduc aminte de ceea ce îmi spunea tot timpul și îți dai seama că asta îmi spune și George, eu nu pot să fiu, adică el este bărbat în primul rând și bărbații nu sunt așa de afectoși, cum, adică eu caut o căldură și caut ceva ce nu mai pot avea, înțelegi? Și atunci îmi aduc aminte de ceea ce îmi spunea, de sfaturi, dar este greu, e foarte greu. Da, în Maria nu vezi mult din înțelepciunea mamei tale? Să știi că Maria are ceva din mama mea, dar nu este la... Este și prea mică. Noi suntem, mă rog, foarte apropiate. Dar deocamdată este mică. Maria a înțeles, înțelege. Oricum spune niște lucruri pentru vârsta ei, la care, nu știu, eu stau și mă uit. Crede-mă că nu vorbesc cu ea. Și este foarte, cum să-ți explic, foarte înțeleaptă. Și când mă vede că sunt supărată, vine și spune: știu, e supărată din cauza lui bunic, că nu mai este bunic cu noi. Adică simte. Dar niciodată nu stau să plâng în fața ei sau să ajung la nu știu ce. Nu, explic: mama, viața merge mai departe. Și eu când am să mai fiu, tu trebuie să fii foarte puternică. Uite, trebuie să înveți, trebuie să faci aia. Exact ce îmi spunea mama mie. 6 ani astăzi, de când ai condus-o pe ultimul drum, țin minte acea seară. Dar și când mă uit la filmări, mie nu vine să cred. Dar hai să spun ceva, Mihai. Ceea ce mi-a scăpat mie... Și mi-am dat seama că nu am fost atentă. Eu am fost, deci știu ca acum, că duminica am venit... Foarte pe scurt, mai avem 20 de secunde. Am venit din Portugalia și am văzut-o schimbată, dar nu atât de schimbată. Și cineva mi-a zis: vezi că mama ta este foarte bolnavă. Zic: ei, na. Și mai vreau să mai te rog să mai mă lași să mai spun ceva. Te rog. Legat de dantură, îi mulțumesc foarte mult doctor. Jona Iosif, pentru că mă ajută cu dantura. Într-adevăr am probleme, dar nu să-mi cadă dinții, nu să-mi putrezească. Am probleme și când o să fiu gata... Pe scaunul dentistului tremurai de frică și acum vii și mulțumești? Păi, dar nu este... El este omul care m-a salvat, să ne înțelegem. Și un băiat tânăr ca tine. Te-am văzut, plângeai...
Plângeai ca un copil acolo? Ei, nu plângeam, sunt și eu mama ei. Dau ochii peste cap, dar nu. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult de tot. Totul bine. O iubesc pe mama mai. Sănătoasă Daniela, puternic George. Mulțumesc frumos. Înțeleaptă Maria și mama e pentru totdeauna acolo. Ne întoarcem după